Salut, eu sunt Ștefan și în acest tutorial vă voi învăța cum să deschideți mai multe linkuri în același timp pe browserul Google Chrome. De exemplu, dacă avem aceste linkuri și dorim să le deschidem pe toate în același timp, pur și simplu le selectăm și observați că s-au deschis noi ferestre cu fiecare link în parte. Pentru început, intrați pe motorul de căutare Google și scrieți Chrome Web Store. Dați click pe primul link și în căsuța de căutare scrieți Open Select Links. Derulați puțin mai jos și observați că aveți cele trei extensii. Eu o folosesc pe prima, LinkLamp. Dacă doriți să aflați mai multe detalii, dați click pe ea. După cum vedeți, aveți și imagini cu extensia, detalii, recenzii și așa mai departe. Pentru a instala extensia, dați click pe acest buton, adăugați. Vi se va deschide o nouă fereastră cu mai multe detalii despre extensie și puțin mai jos aveți și opțiunile. De asemenea, puteți să le editați. Puteți să schimbați culoarea selectării, butonul, cum să vi se deschide noile linkuri într-un nou tab sau dacă doriți să blocați linkurile repetate în aceeași selecție. Da save. Acum să facem un mic test. Scriem, de exemplu, dicționar. Să spunem că am dorit să deschidem toate aceste rezultate. Țineți click dreapta, selectați linkurile pe care doriți să le deschideți. După cum vedeți, în partea din dreapta jos vă afișează numărul linkurilor selectate. Iar când doriți să le deschideți, pur și simplu luați degetul de pe click dreapta și vi se vor deschide ferestrele cu fiecare link în parte. După cum am văzut și în primul exemplu, în fel puteți deschide oricâte linkuri doriți.